Astea sunt decorațiunile noastre de Paște. După cum le vedeți, sunt destul de multe, iar Cristina nu mă ajută deloc să le aduc. Ea stă ca o prințesă, ca șefa, cum este de fiecare dată, și eu trebuie să le iau. Și vă spun că sunt destul de grele. Aici avem niște ouă. E ca fiind grele. Trebuie să fac două ture. Când îmi trebuie scări. Au vrut scări la casă. Am căzut, dar nimeni nu a filmat să vadă cât de penibil am fost, deci mulțumesc. Cristina! Care-i mai ușoară? Asta. Ok. Cam sărăcie la noi cu Paștele. Deci am mutat Halloween-ul și este o nebunie. Am 6 cutii de Halloween. 6? 7 cutii de Crăciun și 2 pungi și ăsta e Paștele. Bun, faza este că noi mai avem încă o plasă, dar va fi secret deoarece asta o să facem în episodul următor, așa că fiți pe fază pentru că urmează ceva ce nu am mai făcut niciodată și sincer abia aștept și eu și Carolina. Hai de mine, Cristina, dar n-am făcut anul trecut și am de 3 ani. Când facem piniata? Peste câteva minute, bine, pentru voi minute, pentru noi ore, o să apară și Carolina și o să vedem și reacția ei. Ea este topită după ouă. Sincer, până acum nu eram foarte, foarte, foarte încântată de Paște, dar de când cu Carolina și cu iubirea ei față de ouă, chiar sincer abia aștept. Hai vedem. De asta o punem pe ușă, da? Faza este că nu am mai făcut DIY-uri de foarte mult timp, dar cine știe, poate revin forță cu un episod de DIY. Ați vrea? Scrieți în comentarii dacă ați vrea, pentru că deocamdată episodul acesta îl facem doar cu decorațiuni pe care le-am luat, fie din Jumbo, fie din Pepco, de peste tot unde am fost de-a lungul timpului. Apropo, vă recomand să nu mergeți în Jumbo, pentru că... E scump, frate. Eu când merg să cumpăr de 50 de lei și cumpăr după aceea de 300 de lei, nu vă recomand. Trebuie frumos iau foarte, că așa cum îți place ție și dai toate etichetele astea. Felix este fan foarte că în caz de... Dar știați, toată lumea știe asta. Când îți fac o pungă de chipsuri, nu o rup așa, o tai frumos cu foarte ca și pun o clamă după, okay. Că nu mănânc tot odată. Ia-ți scaunul tău de meșter sau stai unde vrei. Aici stau. Și treci la tăiat etichete, da? Dar tu n-ai putut să le tai când ai prezentat holul. Nu, Felix, nu, pentru că eu sunt mama, am copil și am datorii. Pot să vă zic că majoritatea din decorațiunile astea le-a ales Carolina. A, da. Da, ați văzut în video acela când nu da, știu dacă a filmat. Da. A filmat, a fost distracție. Te descurci? Da. Ce cute-i! Ia uitați, oameni buni, ce cute stau ăia acolo! Vă vedeți? Cristina, sper că ai iarbă din aia artificială, că eu nu merg acum că plouă să se aduc iarbă din parc. Am, Felix, eu tot timpul sunt pregătită, că eu sunt femeie. Avem și aici o etichetă. Pot să zic că din tot shoppingul nostru, la Jumbo, ăsta este singurul lucru pe care l-a ales Felix. Nu, l-a ales Carolina. Carolina l-a ales. Dar știi cum a fost? A fost foarte jos și l-a luat să joace cu el și după aceea ți-l-o da ție și când ți-l dă ție rămâne în coș. Și tu ce ai ales? Păi ce să aleg? Nimic n-am ales. Dar ăsta din ce? Că n-are miros. Eu te știu, n-are miros. Măcar cauciuc, plastic, ceva. Foarte bine că n-are miros, că dacă avea miros, cine știe ce miros ea. Uite, ăsta are miros, e lemn, dar ăla n-are miros. Ce-ai făcut? E ceva ce... o să vezi. Ce-ar. Am văzut că ăsta e de ciocolată, Cristina. Ăsta se lasă așa să desface. Desfăle. Mai țineți minte nucilor de cocos când am făcut eu ouă dintre astea DIY? Deci, serios acum le-am cumpărat de la Jumbo, dar mai fain erau alea pe care le făceam eu. Ați ou unicorn. Sincer, ăsta se poate face foarte ușor DIY dacă vreți. Ou de plastic, pistol de lipit, iarbă artificială, ăsta cuib de plastic, floare și unicorn. Nimeni de a le face. Și pentru masa de Paște, iată ce chestii faine avem. Știți ce sunt astea, ghiciți? Din la care nu le folosim niciodată și avem 8 modele. Sincer, aș vrea să fac o masă festivă și astea, oameni buni, sunt ca să-ți pui furculița și lingura și cuțitul, deci șmecherie. Serios? Am văzut că îți pui paharul. Nu, vezi, uite-te, aici îți pui, aici pui furculița și tot ce vrei tu ca să pari șmecher, știi? Poftim. Păi și cu asta ce să fac? Decorăm! A, uite, asta îi trebuie baterie. Nu are baterie, uite-o. Mamă, ce faină e! Super! Deci uitați câte cutii, nu știu exact unde să o punem, dar vedem noi. Astea sunt doar astea pe care am luat anul ăsta. Hai să mai vedem și ce avem de anul trecut, da? Felix, am mai găsit niște etichete pentru tine, ia uitați. Astea sunt de anul trecut și eu, ca o foarte harnică, nu le-am desfăcut. Dar hai să le lăsăm așa, că știi cum, le ține strânse. Dacă se desfac peste tot, după aceea cade, ne împiedicăm de ele. Hai că le lăsăm anul ăsta. Deci eu stau pe scaunelul meu. Mamă, știi ce? Eram foarte curioasă să vedem dacă cumva vreun epuraj din ăsta de anul trecut se repetă și l-am luat din nou anul ăsta. Ia să vedem. Pe care l-a luat? Dar păi nu știu, s-ar putea să facem aici toată familia. Cine asta, o găină? Nu țin minte. Păi cum știi? Asta e găinușa mea celebră cu ouă. Îmi place adică, țin comentarii cine o știe, pentru că e cu noi de câțiva ani și în fiecare an ne face ouă. E de porțelan și n-a învelit-o nimic, că eu am aruncat cutia asta de două ori acolo, prin depozit. Deci am crezut că o pui și tu în babă, rog, ceva. Anul trecut, când am făcut Paștele, am avut bebe mic și le-am aruncat acolo. Ce conta? Bun, hai să vedem familia de iepurași. Și asta unde se repetă vreunul? Bă, practic ăștia de la Jumbo și ce au făcut, isteți.
Au aceeași puraj, dar de la an la an le mai bag un coșuleț, le mai bag o floare. Știți? Îi renovează. Și de fapt sunt alții, dar da, tot aceiași sunt. Și ne păcălește și ne cumpărăm. Da, deci, și ne cumpărăm, da. Și Carolina cumpără mai nou. Deci o să-i placă mult la Carolina. Deci abia aștept să vină. Carolina e la bunici în caz de nu știu da, unde este. Asta e de la garsonier, mai ții minte? Da, asta de foarte mulți ani când am stat noi. Și ăsta l-avem, șmecherie. Da, am o dilemă. Ce dilemă? Avem o ușă și avem două din astea care se pun pe ușă. Noi nu punem în exterior să se bucure ceilalți, punem numai în interior și ne bucurăm la noi. Deci sunt două feluri de români. Unii care bradul super fain de Crăciun îl lasă în exterior, pe terasă, pe balcon, ca să se bucure lumea. Și alții care pun în interior. Noi suntem genul care pune în interior să ne bucurăm noi. Și luminile la fel, da. Hai să mai vedem ce mai avem aici. Ia uite, nu avem foarte multe. Fata este independentă și și-a luat flori singură. Oameni buni, Felix face primul lui DIY. Se cheamă salată de Paște. Ce tare, e frumos, da, Felix. Da, lasă așa, te rog. Uite, și avem aici iarbă. Asta s-a făcut fân deja. nu mai este. Stai mă, așa ai luat-o sau a fost fân? Da, asta era de la găinușă. Știi, găinușa are nevoie de fân ca să facă ouă. Am înțeles. Acum ține-o minte că... Țin minte că anul trecut le-am pus frumos pe masă și imediat ce am închis camera, le-ai mutat și ai făcut un video. Eu le-am mutat. Asta e cutie foarte calitativă. Eu sunt genul care iubesc cutiile. Groase de carton, te țin mult, le arunci pe jos, nu se sparge nimic din ele. Asta cred că e de la găinușă. Gata, de decorație. Felix, nu fă tu DIY-urile înaintea mea! Scuză-mă. Deci să înțelegeți, în casă, Cristina e șefa la aranjamobilă, decorații, DIY-uri. Eu am altele, știi, la firmă, la contracte, la chestii grele, știi, vorbești tu contabilul, du-te, plătește factura. Și ale mele sunt grele. Alea am total libertate. Am mai găsit! Ia uite ce chiotă și ăștia, îi vedeți? Asta e decolorat ouă. Da. Că l-am pus invers. Știți ce o să facem noi? Mm. Carolina îi place foarte mult să deseneze în ultima vreme și îi plac și ouăle, așa că numai bine, nu? Da, ia ține și nou, cum obișnuiești copilul să deseneze pe foaie și să nu se aducă pe canapea sau pe jos? Asta vreau să știu, că nu... Adică face dacă mă întorc? Și știți cum zice? Nu! Nu, nu, și mă zgălește. Nu, nu, adică nu-i voie. Astea le iau pentru că am idei de alt video. Vezi, pentru că eu acum am procesat totul și mi-au venit idei și chestii și șmechiri. Așa că stați pe fază pentru că o să punem videouri în fiecare zi. Și la ce o să folosești? La ce? Am făcut testul la telepatie și deja când suntem conectați. La cel mai urâte haine din astea? Bă, tu nu dai aici spoilere, ce fac eu? Și acum se înceapă decorat. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up. Niște decorațiuni de care trebuie să ne scăpăm, așa că asta este cutia care revine. Odată ce trece Paștele, avem nevoie de chestiile astea faine, așa că le pun aici și le ducem deoparte și hai să mai vedem. Ce mai trebuie să mai luăm de aici? Ha? Ai idee? Eu aștept ordinele. Vă cum vedeți, nu mă las să stau pe telefon. Știți ce e ăsta? Știți? Știe careva? Puneți pauză și puneți în comentarii. Sebi, ce faci? Să mă mai desenez. Și asta este Carolina când eram burtică. Vezi ce cute. Radiografie. Așa că o punem deoparte și o luăm după ce se termină Paștele și toate alea. Cam asta, că nu prea avem foarte multe decorațiuni, că nu avem loc. Uita de jucării. Ah, da. Asta apropo e de la Crăciun. Da, e de la Crăciun, dar arată bine. E cu glob. Și o lăsăm acolo sau o dăm jos? Pune aici. Dar Cristina, dar uite-te câte globuri, asta se sparge. Da, ți-o pui aici frumos deasupra. Asta chiar e sticlă. Păi ai grijă să nu spargi. Ce pune sticlă? Bă, știi cum face Felix? Deci când mergem, să ne luăm și noi niște pahare, să zic. Da, explică-le. Care sunt de sticlă și sunt fragile. Ia, Felix, paharul în mână. Da, să văd dacă se sparge. Uneori se mai sparge în magazin. Știi? Deci îl fac așa, pe dacă mi se sparge mie când beau apă sau când atinge copilul. De aceea în magazin le jupoi așa, le scutur așa și dacă se sparge, nu le au. Felix duce toate alea în sus și se lovește. Un lucru foarte important este să faceți chestiile astea spară naturale. Deci chiar aveți de plastic, dacă le faci așa cu măiestrie, poți să par foarte fain, știi? Uite așa, uite-te, șmecherie în pălărie, nu alta. Să renunțăm la lalele și să facem aici o rocadă. Punem lalele în partea aia. Vreau să vă zic ceva super tare, deci vă zic ceva super, super tare. Am fost ca să iau ceva din Lidl și am zis, hai să lalele mișto, să iau Cristine lalele. Iau lalele, le aleg acolo, întâmplă toate părțile și mă întreabă o bătănică. Bine, era 80 plus, adică cel puțin așa părea și zice, scuze-mă, maică, pentru cine le iei? Și eu zic, pentru soție. Dar de ce? Că dacă e soție, nu mai ești obligat să iei flori. Păi vedeți?
În loc să învețe bărbatul că să iei la femeie flori toată viața, deci, nu ascultați și bătrânica aia băieților. Când am auzit asta, nu-s jumătate de lider. Eu cred că era invidioasă că ea nu primește flori. Păi ești luat singură, dacă ai ideea, adică nu mai ai ce răspundere, gata, ai soție, nu mai cheltui bani. Dar și eu mi-au flori singură de multe, adică ce ești? Când ți-ai luat flori singură? Penultima oară. Deci ce fac eu acum e foarte greu, nu știu dacă reușiți să faceți asta. Pur și simplu puneți într-o vază. Dar să știți că e de mare efect și aici acum petrecem foarte mult timp al zilei, deoarece Carolina mănâncă în locșorul ăsta. O să se bucure mult când o să vadă aici că mami ei a pregătit ouă cu flori. O oră mai târziu, prima obiect decorativ este gata. Deci ăștia sunt mama și tata, îi vedeți? Și practic copiilor sunt același lucru, doar că mai mici și cu alte decorațiuni. Deci uite, au făcut și un băiețel și o fetiță. Ziceți voi dacă nu-s la fel. Uite-te. Bine, nu-s chiar la fel. Ia. Posta și ai pretenții cum și cum? Da, vrea un scară. Dar la mare jos tot mai mic. Bun, ia uite, ăsta trebuie să-i dezmorțim urechile. Așa, și ăsta are urechi. Vezi să nu se rupă. Amorțite. Așa. Și faza este că uite, ăsta dacă-l pui, ăsta cade pe spate. Da, rezolv eu. Deci știi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că are așa aici. Gata, ia uite-te acum. Știi ceva? Rezeamul de perete. Rezeamul. Știi ce? Eu zic ăsta. Ăsta să-l ducem la baie, că avem nevoie de decorațiuni și la baie. Deci știi cum? Welcome. Mamă, deci eu am o tehnică, pentru că am experiență. Stai să veniți cu mine la ușă, deci să am experiența. Vedeți vizorul ăsta pe care nu mă uit niciodată pe el? Gata. Nota 10. Știi? El mai cade, dar îl pui la loc. Îmi place cum gândești, bro. Ia uite. Ca să stea în picioare. Așa stă. Ia n-am acum, numai dacă vrei să-i fac un suport, știi? Știi cum face Cristina? Îmi cumpăr în prima dată 3D și fac suport pentru tine. Uite, te uit așa. Deci vezi? Dar nu este ideea bună. Grijă. De exemplu, Carolina vrea să ia o carte și așa face Carolina. Bă, chiar stă. Așa, mamă, deci super. Ia uitați, bă, fraților, Felix a făcut așa ceva. Acesta este un obiect decorativ făcut de Felix. Pur și simplu a pus aici iarba. Dar, sincer, eu mă gândeam să facem altfel, așa că... Și de ce ai pus cocoșiște aici? Lasă-o pe găină să-și facă treaba. Știți care e faza? Eu acest coșuleț am luat ca să punem ouă. Dar e cute pentru că aici este iarba, care e verde acum de Paște. Și aici sunt floricele în jur. Ia uitați cât de drăguțe sunt. Bă, deci e genial. Eu nu m-aș fi gândit la așa ceva. Da. Nu știu că-i pui, asta ce leginată e. Uite-te ce cute. Și câți avem din ăștia? Mai avem câțiva. Unde ai ținut o minte, mă, pe ăștia? Pe ăștia nici că zici că-s pui, zici că-s came. Ia uite-te ce cute. Deci, ăsta e găina cu pui. Mi-a venit o idee foarte metaforică și șmecheră. Toți anii ăștia, găina asta avea ouă. Și acum are pui, nu mai are ouă, pentru că și noi avem pe Carolina. Aha, și la noi punem pe ăștia, cum ai crescut? Da. Adică ultimele retușuri așa de femeie. Eu am să pun aici, că am permis și eu, uite o pasăre. O să cadă. Asta se prinde. Asta nu se prinde. Asta nu se mai prinde, da. Pe toți? Felix deja l-a luat decorat. Băi, dar e cute. Stă? Ia uitați-vă, deci asta stă și dacă e cu tremurul. Ia uitați-vă. Deci ia uitați-vă cu Felix aici. Acolo. Felix, eu aș zice totuși. Da. Aici, în caz de vine cineva și își pune cheile, telefonul și chestii, nu cade ăsta. Măi, deci să vezi bunicii. Avem și noi, am montat asta, mi-a luat ceva timp. Montat asta aici în care punem cheile. Iei cheile. Așa. Deci bunici, când veniți la noi... Acolo-s cheile. Uite acolo. Deci și... ei se uită la videouri. Uite, acolo. Și mai ales asta după ce ai pus cheile... se închide. Și gata. Și vă rog frumos să nu se atingă nimeni de decorațiunile mele. Cine vine la noi, da? Uite-te. E mai fain asta? Nu, e o idee foarte rea. Nu e chiar bine, dar e ok. A trecut testul. Vă că stă. Iubita, a trecut testul că azi dimineață, dacă te uiți, l-am reparat. Dar după o săptămână, când tot se joacă, el o să vină așa de vezi, ți-am zis? O să avem morcov plutitor. Ați mai văzut așa ceva? Ia uite-te și așa. Păi aici un morcov, după aia un cu morcov, cu morcov și o să alternăm cu ouă. Hm? Adică o să alternez cu ouă, eu le pun... Exact. Să nu se vadă. Sus așa, mascate de tavan. Să-mi consum silcul, hă? Da. Ce? Da, drum. Dă-i drum. S-o duc mai sus. Hai, am pus 2 și mă dor mâinile când stau. 2? Am făcut aici un raft la care m-am gândit și am depus foarte mult efort intelectual. Și uite și tu, Felix, raftul de sus pune cum îi vine. Zici că e până la tine la bătaie cu morcovea. Eu, simetrie în pălărie, aici artă, nu știu, armonie. Vedeți ce frumos? Totul cu o poveste. Ăsta vine acasă la ea, de flori, ea are animăluțe, nu știu ce. Și uite și tu cum l-a pus Felix aici. Bun, nu știu ce să mai fac! Ia uitați, pentru că am fost gârcită și n-am vrut să mai dau încă 4,50 lei pe iarbă la geam, uite cât nu mi-am. Am zis că am acasă, uite cât am. Așa a fost. Și uite ce mai mi-a rămas.
Nu mai am. Te descurci? Ce fac aici e foarte greu. Alții fac construcții, alții fac rachete, eu fac asta. Și la mine e ceva mai greu. Eu fac singur. Treia oară când cade. Uite, partea de jos am lăsat așa strategic cu decorațiuni de Paște, care sunt jucării, de fapt. Dacă bubulina o să vrea să tragă de aici, poate să tragă pentru că sunt jucării, vezi? Chestii șmecherele așa, morcovii ei, grădinuța ei, găina ei cu ouă. Doar sunt foarte masculin cu sacul. Nu știu că croșetez. Deci mi se ridică testosteronul când fac asta, deci n-ai văzut așa ceva, știi? Îmbrăcat în roz. Ești îmbrăcat așa. Cristina, sunt haine comode. Băi, deci nu este culoarea. Sunt data de comode hainele astea, știi? Cristina? Da? Ce părere ai? Apreciază-mă. 24 de minute, ce am făcut eu? 24 de minute. Știți cum este? Este simplu, modern, cu gust și de efect. Cristina, rămâne așa? Nu. De ce? Pentru că trebuie să cui aici unul în mijloc ca să dea așa în jos și să dea ideea de rotund. Așa că te dă ideea de ce? Matematică. Uite așa. Hai să mă ajut, Cristina, că gata, am rezolvat-o. Hai, s-o făcut. Deci când se face nod la silk, gata, ești. Cine pescuiește știe, dacă s-a făcut nod la silk, trebuie să tai. Cristina, scoala ta era stână. Păi da, stâna e perfectă pentru Paște. Nu de la stână să ia mielul? Auzi, uite, folosim așa ca și medalion, ia-ți la gât. Ia uite că s-a legat. Ia uite. Deci voi observați că eu am un impuraș aici, voi vedeți ce pregătite sunt. Acum am văzut. Soția ta se îmbracă în ceva frumos și tu după ore observi. Ce mai luăm de aici? Ce mai luăm? Unde le mai punem? Foarte multe, nu știu cum. Bun, aici simt nevoia de ceva. Deci eu aici simt nevoia de ceva. Dar oare de ce? Aveți vreo idee? Parcă e frumos asta, dar parcă e simplu. Și noi nu mergem simplu. Te rog frumos, ține de asta. Și hai să vedem cum îl deschidem, pentru că e jale. A, e jale de tipul, de ce să mai... Avea mama mea o vorbă, jale cu J mare. Jale cu J mare. Dar asta e ultimul DIY pe astăzi, că sincer să fiu, dar mă las o femeie, dacă mai fac tot de aia, bă. Într-adevăr, asta lipsea aici, ia uitați. Deci e complet. Știți care e faza cu măsuța asta? Trebuie să o faci cute, frumoasă, dar în același timp să lași destul de mult spațiu stânga și dreapta, pentru că aici este locul în care se adună chestii, prostii. Scoți ceva din frigider, nu ai nevoie pe aici. Deci, finuț, nu? Deci e foarte finuț și în același timp ai spațiu aici dacă vrei să-ți pui un pahar sau o cană cu apă. E important. Dar nu. Ba! Hai să vezi. Na, poftim. Nu știu, e și simplu și frumos în același timp. Fain. Unde să mai funcționăm? Deci eu aici aveam cosmeticele mele și chestiile mele, pentru că și eu trebuie să mă îngrijesc. Dar la sărbători le mutăm de aici, așa, uitați, mi le-am pus acolo. O să mă sacrific și o să mă întind acolo și de fiecare dată când am nevoie, dar acolo avem frumos, știți? Asta face o femeie, se sacrifică. Și ia toate lucrurile de care are nevoie și le duce departe, ca să ne punem aici decorații. Pentru că ia uitați ce drăguț, mi-a venit o idee. Să-l facem aici pe acest iepurilă, care are aici grijă de grădina lui. Și am aici chestiile astea, care sunt de cumpărat peste tot, dar m-am gândit să le pun așa frumos aici, știți? În asta cu fân. Ia uite ce drăguț. Grădinuța noastră cu flori. Ce-am descat puține, dar și ziceți puține, că-s zgârcită și n-am văzut mai multe. Ia uite, hai că e frumos. Și aici o să punem pe ăștia. Faină? Fain, fain? Hai că zic că e fain, dar acolo lipsește ceva în colțul ăla. Ce frumos, știi ce frumos? Lămâne. Foarte frumos. Și ăsta nu se mișcă, doar ce l-am făcut pe meridiane, pe așa nu stau morcovii, deci cum arată ăsta? Să știi că e frumos. Nota 10, rămâne aici când place, e da? E frumos, Felix, e frumos, dar asta înseamnă că eu o să dau asta din spate. Și atunci asta o să o păstrăm pentru episodul de mâine, care o să facem ceva super coco șmecher. Bă, chiar ai făcut frumos! Lasă, nu mișcă. Vezi? Calitativ, frumos, cu stil. Aici vreau să facem cu Marco niște ochi, mă, îi dă critic când îl văd așa. Păi are, Marco, doar că sunt... Dă-mi te rog, Marco, vreau să-i fac ochi, ai negru. Dar tu nu te-ai gândit că poate el vrea să aibă ochi albaștri? Am albastru sus, dar nu mai au sus că mi-e greu. Și uite, asta rămâne. Gata, ia uite. Haide. Hai să-i punem la baie aici. Deci ia uitați, asta este ce îmi lipsea mie de aici. Deci vă dați seama? La dimineața ăștia o să scânte cu curicu, du-te și te spală pe dinți. Uite-te ce cute. Așa că-s cute, super cute. Mam. Deci eu simt nevoie de ceva, uite aici, ca să fie frumos acolo. Și parcă aici, nu știu, simt nevoie de împăpățunări. Dar avem destul de multe decorațiuni de Paște, trebuie să lucrăm la asta. Ce frumos sunt ăștia când treci pe aici. Nu? Super cute. Uite, hai să împăpățunăm cu cenușa. Nu.
aici. Dar vreau și la ușă. Dar aici e simplu. Faza este că am dintr-o astea, da, dar nu toate se lipesc. Se lipesc, că se nabag acolo, ai. Astea de anul trecut și nu toate se lipesc. Dacă ți le dau la mână. Și de ce nu se lipesc? Anul trecut noi n-am făcut răbdare să le punem frumos. Noi le-am pus acolo, uite-te, ca așa să scăpăm. Știi? Le trebuia puse calitativ. Dar nu foarte mult, așa, doar câteva, știi? Acum ați dat la mână, că mi-am prins gustul. Uite, deci asta face tot diferența. Apa, mai simt nevoie și de una aici? M-am pus și-o să decorez. Cum e ieșit? Să știi de frumos! Da. Aici o să pun o buburuză. Uite-te. Așa. Atât am adus imaginația, mai mult decât atâta nu pot, așa rămâne. Dacă vrei tu mai mult, fă tu. E foarte frumos, știi cum poți să mai pui? Mm. Uite aici, nu, e frumos. Atât am adus imaginația, uite, am un fluture care e de nota 10, dar n-am lipiș pentru el, îmi pare rău. Uite aici așa, ce mare! Ah, dar aceștia s-au lipit între ei? Vezi foara pe care am pus-o? Eu fix zici că e foara pe care o aveau ei. Deci vezi? Nu mai place pe șmecherie. Aveam decorațiunile astea, nu știam ce trebuie să fac cu ele, așa că decât să le las în cutie. Acum eu vin. Nu te supăra, Cristina, dar eu nu văd Paște când văd asta. Cum? Dar vezi primăvară, pentru că... De bine ce primăvară văd. Paștele înseamnă și primăvară, știi? Da, acolo. Se duc așa în jos. Da, nu se duc, nu, de se ce. Se duc în jos. Nu. O să vină Carolina și o să avem reacția ei, deci abia aștept să văd. Am emoții. Let him lead the way, lift our hands up and pray today, oh pray. Everyone needs somebody to lean on, everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change. Deja eu luat-o, nu știu cât o să reziste decorațiile noastre. Și pe lângă ouă avem și foarte multe flori și buburuze, dar în principal ouă. Cum îți place ție, da? Și morcovi. Acum, după ce am făcut moțiu, putem să ne uităm, să vedem. Haide, arată toate decorațiile, deci, mai așa cu. Vezi că mami a făcut frumos și a făcut și tate. Anul acesta și tate a făcut frumos, da. Ia uite, de cine descoperă acolo? Vezi? Mami ți-a pus acolo ouă! Uite ce frumoase sunt! Și ce ți-am mai pus aici? Uite-te, vezi, aici ți-am pus un iepuraș, ăsta a ales tati, tati a ales decorațiunea asta. Și uite-te, arată-le la nucile de cocos ce ai găsit tu acolo. Un ou! Îi place? Da? Wow! Am făcut treabă bună, eu am făcut această decorațiune, eu am pus aceste ouă în acest coș și am făcut foarte bine. Îți place, iubita?
Gata, ia-l ei. De ia tău. Mi-l dai mie. O, mulțumesc. Dar uite, Carolina, ghirlandă cu morcovi. Acolo, vezi, cu morcovi. Da, uite-te, uite ce avem noi acolo. Așa. Vrei, vrei acolo să te ia mami în brațe? Da, mă arate mami. Hai. Vezi, dacă tragi de ghirlandă, cade jos și sus nu poate să cadă. Ce avem aici? Morcovi. Uite-te, 1, 2, 3, 4, 5. Vrei un morcov? Poftii un morcov, mai să nu mănânci. E de la iepuraș. Ei plac foarte mult morcovii când mănâncă, deci în tocăniță prima dată mănâncă morcovii. Ai păpat morcovii astăzi? Da? Și Carolina, ia uite-te ce avem noi acolo. Wow! Așa e că sunt mai faine decorațiunile decât jucările. Măi, ce mă gândesc, ce mai cumpărăm jucării? Cumpărăm decorațiune. Mai cumpărăm nimic, facem, mergem pe economie, tragem cureaua. Uite, Carolina, avem aici iepuraș, morcoviori. Ouă, ți-a promis mami că o să pună mami ouă, ți-a promis, da? Și uite, avem o căsuță și uite, uite ce-ți pui ăștia. Dar tu la astea nu umbli, tu poți umbli numai la astea de jos ale tale, da? La astea doar ne uităm. Și uite-te ce ți-a pus mami aici. Nu, uite ce-a pus tate aici. Frăbiuță, uite o frăbiuță, da? Ghirlanda asta eu am făcut-o. Lasă. Asta e frumoasă. Asta vreau să vă aduc, uite ce-a făcut tate, ia uitați-vă. Deci noi acum ne lăudăm fiecare cu decorațiile pe care le-am făcut. Ce-am făcut eu, nici măcar nu a căzut în jos. Ce-a făcut Cristina, nu știu, așa, s-a dus ca... E adevărat, da, Cristina. Îți place, îți place? Nu, lasă acolo, că a pus-o tati. Ai, n-a picat testul? Vrei ăsta uiția? Mieluciu, da. Vrei mieluciu, da? Așa, și Carolina, uite-te, zi tu lui mami, dacă nu-i superbă ghirlanda asta pe care am făcut-o eu, nu? Nu-i așa fi fain? Și Carolina, tu nu te-ai uitat la acești iepurași? Ia uite, du-te la iepurași, uite-te, uite iepurașii. Iar le-ai din magazin. Da, da, nu știi cum arătau aici. Deja la urechi. Hai de capul meu. Știți ce o să facă? O să ia pe toți iepurașii ăștia așa și o să-i pună așa pe o singură scară. Carolina, stai în funduleț acolo. Stai în funduleț. Stai în funduleț pe scară, așa. Și ia pe domnișoara iepurașul din asta în roz. Îți place ideea? Ăla, sincer, ăla l-a lăsat din Jumbo. E foarte frumos. Asta să-l punem aici că este tatăl lor, da? Și el are grijă de, uite, ai îmbrăcat la fel. Are o bluză pe ureche. Ai văzut? E bun, morcov? L-ai mușcat? Da! A fost gustos? E gustos? Ia mai mușc o dată să vedem. E adevărat sau e fals? Dar poate avea de fost o mușc, Carolina. Nu, că ai de hârtie. Niam, 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 niam. Dă-i și lui celălalt, că și lui e fomiță, dă-i și lui. Niam, 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 și dă-i și la fetiță. Dă-i și la fetița asta să pape, dă-i, dă-i și ei. Acolo, unde-i năsupi, Purița? Unde-i năsupi? Da, i-a dat deja și uite-te ăsta. Are morcovul lui. Are morcovul mare, ăsta nu trebuie să-i dai să pape, că deja are el morcovezi. Deci Carolina cu decorațiunile, după ce ne jucăm cu ele, le punem la loc. Da? Haideți, oameni buni, să vedem și baia. Da? Haide, hai să vedem baia. Iubita, uite-te ce-a pus mami acolo, a pus iepurași. Uite-te și-am făcut aici o grădină. Și aici, uitați ce avem aici. Colecția de jucării. Hop, hop, te duci direct la ele, ha? Ia, uite și tu. Așa, arată-ne tu cum se folosește asta, două. Bravo. Așa, mergem și ne jucăm cu ele? Haide, hai. O iau eu? Da? Să închidem ușa, mai stăm aici la baie, că-ți place mult? Ce vrei și asta? Punem la loc? Așa. Hai la tati. Hai la tati. Dar ce-ți dă tati? Ce-ți dă tati? Ce zi mânuțele? De lui tati un pupic. E bun. Așa. Poftă mare? Dar partea asta e. Ia mușcă, mușcă, e bun? Asta e adevărat. Ia spune tu. Spune tu, iubita, ce notă dai lui mami? Dai și mie? Nom, 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 nom. A, ce bună e. Nom, nom, nom. E bio. E bio? Asta este sunetul când ceva este gustos. Ce faci? Le rearanjează. Acum aș spune... Aici e mai fain. Aha. Mulțumesc, îl pune tata aici, gata, așa. Începe procesul redecorarea. După cum ați văzut, am început videole de Paște, seria în forță, este toată șmecherie. Tu, Carolina, de acum se pare că o să redecorezi ea tot după propriile gusturi, am da? Am înțeles. Ia uite-o. De câte îl văd eu, își aduce toate chestiile aici la ea, la bază. Nu uitați, apăsați butonul de coco like și ne vedem mâine! Pa! Pa!